Bună ziua, dragi prieteni, Bezi Life, o nouă ediție, cea de-a treia astăzi. Așa cum am anunțat încă de ieri, promo-ul rulează de la începutul săptămânii acestea. În platoul nostru, acest interval e dedicat zonei culturale, educaționale. Vorbim cu oameni ai cetății, cu profesioniști. Aducem prin planul dumneavoastră, pentru că asta, iată, de 3 ani, ne apropiem de data de 15 noiembrie, momentul în care produsul nostru media împlinește 3 ani. Asta ne-am propus, să aducem în fața dumneavoastră, nu a dumneavoastră, dragi eșeni, a românilor plecați în străinătate, repet, oamenii ai cetății, profesioniști. E onorant, e plăcut, țin să-i mulțumesc pentru deschidere ca de fiecare dată și domnului director Doboș, director al Bibliotecii Județene, Gheorghe Asachi din Iași, o bibliotecă cu o istorie poate și zbuciumată, dar cu o istorie care a ajuns la Borna 100 și nu e puțin când spun acest lucru. Invitații mei de astăzi, repet, e o onoare, e onorant, sunt două doamne. O avem pe doamna Carina Munteanu, domnia sa este director adjunct de specialitate în cadrul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași. Și cum îi șade bine unei instituții de cultură, are nevoie și de oameni care se ocupă de PR, se ocupă de, iată, șef, serviciu, proiecte și programe culturale, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași, doamna Mihaela Morariu. Vă mulțumesc și sunt convins că vom avea câteva zeci de minute mai mult decât plăcute, minute în care să promovăm Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi. Mulțumim și la mulți ani și la cât mai multe emisiuni. Mulțumim, la mulți ani și dumneavoastră. V-aș ruga pe dumneavoastră, doamna Carina Munteanu, pentru că nu putem face abstracție de acest moment. E pandemie, dar spuneam înainte de a intra în direct, dragi prieteni, și o spun și acum oficial, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași, prin oamenii instituției, a fost una dintre cele mai active, indiferent că s-a numit stare de urgență, că am revenit oarecum spre normalitate, ce am văzut proiecte care să pun în prim plan interacțiunea cu cititorul, cu publicul. Așa trăiește o bibliotecă. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră? Cum este această perioadă pentru o bibliotecă? Cred că, în primul rând, a fost o provocare. Dar noi suntem obișnuiți să ne adaptăm din mers. Am încercat să rămânem cât mai deschiși publicului nostru, mai exact tuturor cetățenilor, care am zis noi chiar ar avea nevoie de o bibliotecă în această perioadă, de momente de recreere, de chiar de formare și informare în continuare profesională, și am ales, eu știu, mijloacele de comunicare moderne. Am utilizat cât mai mult tehnologia în acest sens și am deschis cât mai mult câmpul vizitelor la distanță, în care utilizatorul a avut posibilitatea să formuleze cereri, rezervări, informații prin telefon, prin e-mail, fiecare cum putea. Și să vorbim de ceea ce înseamnă proiecte, programe culturale, pentru că am văzut, chiar dacă a fost și este pandemie, acestea nu au lipsit. Dimpotrivă, s-au diversificat, doamna Morariu. Da, pe noi tehnologia nu ne-a intimidat, pentru că suntem obișnuiți, noi am suplinit cumva partea de activitate face-to-face. Întotdeauna am folosit și, eu știu, transmisiunile live, înregistrările. Și chiar și Zoom-ul uneori, când am avut activități la care un anumit invitat era din altă zonă geografică. Noi am făcut o reconfigurare traseu chiar din timpul stării de urgență, pentru că aplicația Zoom nu este nouă. Colegii mei, ne-am pus imediat la punct cu ce îți oferă, ce interdicții ai, până la urmă ne folosim partea free. Da. Cele 40 de minute s-au dovedit de multe ori insuficiente. Copiii au fost receptivi prima dată. Să știți că pe parcursul verii a fost o problemă din a folosi în continuare aplicația Zoom. De asta am și renunțat la mai face activitățile și le-am trecut, efectiv le-am înregistrat. Atelierele care în mod tradițional adunau vara în jur de 2000 de copii, 2000 de frecvența totală, da, la sfârșitul verii, au fost toate înregistrate, origame, desen, pictură, handmade, tot felul de povești au fost înregistrate prin, bineînțeles, cu ajutorul acelorlași parteneri fideli al bibliotecii și puse pe pagina de Facebook și pe pagina de YouTube. Evident că nu o să suplimim niciodată, nu poți fi efectul online asupra activității, clar nu poate fi comparat cu activitatea în care
apropierea, pur și simplu apropierea socială, fizică, da. Și interacțiunea între copii, până la urmă aveam și partea de socializare, nu poate fi suplinită cu activitățile online. Partea bună este că, de exemplu, în cazul unui atelier, poți da reluare și până poți deprinde exact acea, eu știu, abilitate exact. Pomeneam de cei 100 de ani, doamna Carina Munteanu. Ce înseamnă acești 100 de ani pentru Biblioteca Județeană Gheorghe Asachis? Să oferim și câteva repere. Și în promo am sintetizat puțin din istoria Bibliotecii Județene Gheorghe Asachis, dar pentru a-i familiariza și mai mult pe prietenii noștri care poate sunt în străinătate sau sunt într-un alt colț al României și își vor dori cu siguranță să vină la ea și să ajungă și la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachis. Păi, eu voi trece totuși succint, fiindcă istoria e 100 de ani, da. E destul de tumultoasă, cel puțin pentru biblioteca noastră, în sensul schimbării localului în care a funcționat, sau a denumirii, a redenumirii, a pierderii, eu știu, a colecției în momentul izbucnirii războiului și așa mai departe. Ea s-a născut la 1 octombrie 1920, ca bibliotecă a municipalității. În 1937 devine, îi se adjudecă un sediu și un buget separat. În anii războiului se pierde fondul, iar în 1950, odată cu regionalizarea, se naște Biblioteca Regională, care timp de două decenii s-a numit Ion Creangă. Apoi, în anii 1980, este mutată împreună în Palatul Administrativ, respectiv Palatul Culturii, în aripa stângă, unde a sălășluit până în 2008. Da. Așa? Și apoi au urmat mutări, peste mutări, relocări, așezări și momentan funcționăm în galeriile Ștefan cel Mare, după cum cred eu și m-aș bucura să știe toți ieșini. Majoritatea dintre ei sunt convins că cunosc unde se află. Și nu numai ieșini, e important, pentru că au trecut deja ani buni de când biblioteca are actualul sediu. Cu toții, bineînțeles, nu depinde neapărat de noi, dar putem face lobby. E clar că Biblioteca Județeană Gheorghe Asachis din Iași merită un sediu modern, un sediu amplasat nu pe unde și-ar dori unii, la, în alte zone, pentru că au fost discuții, ci un sediu central. Merită Iașul Cultural să aibă un sediu pentru Biblioteca Județeană și invit pe prietenii noștri să vadă în alte locuri ce se întâmplă. Dar nu acesta este subiectul discuției noastre. Revenind la programe culturale, pentru că Biblioteca Județeană Gheorghe Asachis, pe diverse categorii de vârstă, am văzut și văd, și cu siguranță după ce va trece această nenorocită de pandemie, vom reveni la normalitate și veți continua programele începute. Cum le-ați gândit dumneavoastră până la momentul pandemiei, până la momentul stării de urgență și ce vă propuneți? Când vom putea veni în casă? La dumneavoastră, să înțeles. Spunem așa. Ar trebui în continuare a ce a spus colega noastră să spunem că de Festivalul Teodorenii vom lansa o monografie, de altfel cred că singura monografie a bibliotecii, mai avem mici încercări, care va fi foarte interesantă și va reconstrui cumva traseul bibliotecii și prin articole din presă și prin fotografii și chiar cu documente din arhivele naționale. Colegii noștri la editură și specialiști din biblioteca la bibliografic și catalogare lucrează intens la această carte-album, de fapt monografie-album, care va fi lansată chiar pe 8-9 decembrie. Online, evident. Și revenind la programele și proiectele culturale, ele nu sunt făcute la întâmplare. Evident. Ne gândim seara că facem mâine, respectă un plan de management asumat de directorul de managerul bibliotecii. Este foarte bine structurat, 10 programe, 38 de proiecte. Acoperă cam toată marja de gusturi, materii, eu știu, cam toate domeniile, exact biblioteconomic, dacă vreți. Da. Și bineînțeles, sunt pe categorii, pachete pe categorii de vârstă. Și socioprofesionale. Cât de cât, da, sociale. Dar adică în general mergem pe categorii de vârstă, pentru că 60% din participanții la activitățile noastre culturale, categoria 7-14, 15-24,
cum le spunem noi, tineretul studios. Da. Și apoi urmează categoria 25-64, o categorie destul cu marjă, destul de mare de vârstă, pensionarii și preșcolarii. Grijă specială, e important că ați spus dumneavoastră acest lucru, eu, elev fiind, licean fiind și chiar student fiind, în momentele în care mă alegeam să merg la bibliotecă, de cele mai multe ori era Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, bineînțeles, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, dar Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, ea se axează oarecum, are o anumită despecializată și are un anumit target, ori Biblioteca Județeană are o mai mare deschidere. Dar aș vrea să vorbim și de faptul că biblioteca are și filiale. Ele, din păcate, multe dintre ele nu a depins de neapărat de dumneavoastră, au mai fost închise. Cât de important este să știi că biblioteca ta are o mică casă într-un mare cartier al Iașului? Eu zic că e foarte important, în primul rând că ele se află situate în cartierele mari ale Iașului, în cartiere mai îndepărtate de centrul orașului și sunt de mare ajutor, în primul rând, copiilor și chiar a persoanelor mai în vârstă. Încercăm să avem un fond al fiecarei filiale de tot de profil enciclopedic ca să putem asigura toate tipurile de nevoi. În general se identifică categoriile socioprofesionale și de vârstă care locuiesc în acel cartier și se încearcă o achiziție și o distribuire a documentelor în funcție de necesități. Redistribuire. Mereu e, cum să spun, eu denumesc biblioteca noastră un organism viu care tot timpul se mișcă, tot timpul e în organizare și reorganizare și readaptare și tot așa. V-aș întreba tot pe dumneavoastră, pentru că are un patrimoniu valoros Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi. Să vorbim puțin despre comorile Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi și vorbim de, bineînțeles, comori culturale, spirituale, volume rare. Pentru că nu e de neglijat patrimoniul și ceea ce deține Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi. Păi avem, ele au fost evaluate recent, mai așteptăm câteva ordine de clasare, avem în colecțiile noastre vreo 300, în jur de 600 de volume, care sunt și din tezauri și au fost evaluate la atât ca importanță cât și valoric. Important. Astăzi ne raportăm și la bani, la asta vă referiți. Noi am organizat câteva expoziții. În momentul actual ele pot fi regăsite într-un catalog al nostru electronic și chiar o parte sunt dezvăluite prin intermediul scanării publicului. Ele mai mult sunt pentru cercetare, nu sunt la dispoziția publicului larg, dar pot fi cunoscute în general de oamenii care cercetează, care fac cercetare și chiar au un regim mai anume, mai special, atât de conservare cât și de... Nu sunt popularizate foarte mult, deoarece nu toată lumea cunoaște importanța acestor lucrări. Și multe dintre ele sunt exemplare rare, ele pot fi văzute, exact, ca să spunem așa, în anumite, da, condiții, de anumite persoane, în timpul... Chiar dacă... în mediul lor, de, exact, obicei, și pentru asta trebuie organizat eventual la zilele bibliotecii sau cum avem nocturna bibliotecilor, da, atunci se mai fac mici grupuri de oameni care pot intra în acest sanctuar, aș spune. În inima bibliotecii. În inima bibliotecii. Mă reîntorc la ce înseamnă proiecte culturale. Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi mereu a încercat să deruleze evenimente culturale. Dacă e să vorbim de lansările de carte. Dar a încercat, asta am observat eu, și ca anumite momente să devină așa o mică agoră, unde să vină poate cititorul, să vină poate o personalitate, un scriitor, un om al literelor.
foarte important pentru bibliotecă să organizeze și asemenea evenimente, care practic țin așa, dincolo de venit la bibliotecă, m-am uitat pe raft, am luat o carte, am plecat acasă. Dar biblioteca, cum ați spus și dumneavoastră, așa, devine un organism viu, nu e ceva așa doar imaterial. Până la urmă revenim la activitatea de bază a bibliotecii. Nu putem să facem. Facem legătura cu cartea prin intermediul unui scriitor sau, eu știu, a unui cercetător. Sunt foarte bine primite astfel de activități, în general de liceeni. Și cum știți foarte bine și în cazul Filitului, da, liceenii prezintă mare parte din publicul prezent la acest festival. Deci tinerii sunt avizi de a cunoaște de literatură. Nu știm dacă acum am invitat un scriitor online, dacă ar avea același farmec, pentru că îl invităm pe Cărtărescu. Cărtărescu, da, are zeci de filme, filmulețe și interviuri pe internet. Toată lumea vrea să-l cunoască personal, să interacționeze, să-l vadă acolo. Am fost în aceeași încăpere cu Cărtărescu. Și eu vorbesc în numele meu. Da. Simt altfel că respir aerul pe care îl respiră, eu știu, o persoană pe care noi o admirăm din tot sufletul. Nu știm ce va fi în următoarea perioadă. Noi cam toate activitățile, în proporție, cred că covârșitare, cred că 95, mă rog, avem câteva care efectiv nu pot fi derulate online, le-am adaptat pentru online. Nu a fost atât de complicat. Mai mult, chiar acum, după ce a reînceput școala, au început să curgă invitațiile din partea școlilor de data aceasta. Singurile activități față în față sunt vizite la bibliotecă, pe care noi le-am cumva, să spunem, redimensionat. Nu mai vin 3 clase, vin 10 elevi. Și cred că în ultima vreme, săptămânal, am avut câte elevi de liceu care vin cu profesorul pentru a cunoaște serviciile bibliotecii. Foarte interesant, am văzut și că pentru a se înscrie la bibliotecă. A fost și un concurs în perioada stării de urgență. Am văzut că i-ați încurajat pe cititori. Aș vrea să vorbim și de acest concurs, pentru că în rândul instituțiilor pe care le-am văzut eu în Iași, am fost printre puținii care ați încercat să-i motivați și așa, bine, vorbim de bibliotecă, dar să-i motivați, să-i țineți aproape pe cei care vă adresați. Dacă vă referiți la concursul Și eu scriu despre cărți, este un concurs pe care nu l-am mai derulat. Îl mai scoatem din când până ajunge la saturație, îl lăsăm la sertar, îl aducem din nou în atenția publicului. Dacă, să spunem, anii, la edițiile trecute, la acest concurs, principalii participanți erau, de asemenea, liceenii și undeva studenții, în mod surprinzător, anul acesta au avut foarte mulți adulți de diferite profesii, eu știu, din zona privată, bio, din zona, știu, a persoanelor care, să spunem, au fost lucruri la domiciliu nu au fost posibil. O parte dintre aceste articole, de aceste recenzii, vor apărea în revista Sacheana, atât de bune sunt. Mă bucur, e un semn bun. Și am mai avut tot în perioada de urgență, cred că un concurs de fotografie cu telefonul mobil, care de altfel și acesta s-a bucurat de o trecere în rândul tinerilor. Și am lansat acum câteva zile 4 concursuri pentru... Haideți să le anunțăm, să contribuim și noi la promovarea lor, vă rog. Două dintre ele sunt ediții care sunt în mod tradițional în cadrul Festivalului Teodorenii. Concursul de traducere și retroversiune, în care elevii au de tradus un fragment din Ulița Copelării, o pagină în engleză, și din Urzeala Tronurilor în română. M-a adaptat și la... Sigur că da, da. Apoi avem un concurs de desene care, la fel, în mod tradițional, erau înscrise în tema teodorenilor, eu știu, scene din la Medelen, din Ulița Copilăriei, dar, ținând cont de situația actuală, i-am rugat să-și imagineze cum va arăta biblioteca viitorului, biblioteca peste 100 de ani sau peste 1000.
Provocator, da. Acest îndemn, să spunem așa. Așa, un al treilea concurs este un concurs de fotografie, Toamna Teodorenilor, și cartea în care sunt rugați să se pozeze, bineînțeles, într-un peisaj tomnatic și cu o carte preferată lângă. Și încă unul, Scrisorile Bibliotecii. Prin asta vrem să-i determinăm să citească puțin din istoricul bibliotecii și să trimită o scrisoare vintage, mă rog, dacă se poate, scrisă de mână, unuia dintre fondatorii bibliotecii sau, da, una dintre personalitățile care apar în... Noi le-am și indicat, de altfel, fragmentul de început al istoricului bibliotecii. Toate concursurile anul ăsta, din păcate, vor avea premii doar în cărți, nu vom da premii în bani. Și credem că vor avea... Vor avea succes, vor cu avea siguranță. Succes. V-aș întreba pe dumneavoastră, s-a schimbat profilul cititorului în ultimii ani? Pentru că vedem, observăm și e o realitate nu doar în România. Se citește mai puțin decât se citea acum poate 25-30 de ani și bun, cei interesați, cei doritori de carte și de cultură mereu vor fi aproape de o bibliotecă. Eu îmi imaginez biblioteca peste 100 de ani la fel cum este biblioteca acum. Eu nici acum nu pot, vreau să mă mărturisesc să citesc decât dacă sunt nevoit poate un articol electronic. Deci nu pot, pur și simplu nu pot, asta este realitatea, nu simt cartea. Cartea presupune și o memorie, care ține de vizual, de olfactiv. S-a schimbat profilul cititorului, eu zic că, Mintanu? În primul rând, cred că s-a schimbat puțin biblioteca. În multitudinea de informații și descoperiri care au avut loc în secolul nostru, în epoca în care totul se dezvoltă foarte rapid. Biblioteca, asupra bibliotecii există foarte multă presiune, atât socială cât și informațională. Și atunci a trebuit să-și mai dezvolte puțin misiunea, cum s-ar spune, nu doar de a tezauriza informații despre toată cunoașterea umană, ci și de a deveni un centru. Noi, nouă, colegilor noștri, ne place să spunem că suntem un centru de cunoaștere. De ce? Bibliotecile în general, nu doar biblioteca noastră, încearcă să alfabetizeze funcțional în utilizarea tuturor informațiilor în așa fel încât să poți face față vitezei în care lucrăm astăzi. Și atunci noi ne-am adaptat serviciile nu doar într-un împrumut al cărții, ci și în formarea abilităților de utilizare și regăsire a informațiilor de care avem nevoie, fiindcă noi am întâlnit persoane care nu știu să folosească tehnologia de astăzi sau în multitudinea de informații regăsite pe internet nu pot regăsi o informație corectă. Și atunci noi ne-am dezvoltat și servicii în acest sens. E important ce ați accentuat, ați punctat foarte bine dumneavoastră. Iar utilizatorul, da, și-a schimbat profilul, are cerințe mai mult de dincolo de a i se oferi o bibliografie sau da, el vrea să cunoască cum poate să-și găsească singur vocația sau vrea să se dezvolte pe el. Și atunci în foarte multe documente achiziționate recent am cumpărat multe cărți de dezvoltare personală, de antreprenoriat, adică noi urmăm exact adaptați la ceea ce se întâmplă și nevoile utilizatorilor noștri. Și aici, iată, ați anticipat o întrebare a mea. Ce mai citesc astăzi românii? Pentru că la Biblioteca Județeană, bun, Gheorghe Asachi din Iași, vin cei mai mulți eșeri. Și închipuie că pe dumneavoastră în bibliotecă se citește doar beletristică. Nu este adevărat. Lumea continuă să citească cărți din diverse domenii ale științei,
Citesc ziare. Avem utilizatori care nu vor să citească de pe ziare.ro, da? Deci nu, da. Nu vor. Și vor în formatul fizic. În formatul fizic. Da. Apropo de ceea ce spunea și dumneavoastră, probabil unii suntem legați sufletește de acel trup fizic. Și biblioteca are o zona periodicilor valoroasă. Da, avem romani. Așa, cu părere de rău, din cauza că ar trebui să ne restrângem. Mă rog, colecția noastră de carte este mare și trebuie să facem loc cărților și așa, trebuie să relocăm fondul sălii de artă și colecții speciale, care tocmai în ideea de a fi popularizat, se scos. Acolo aveam foarte mulți oameni care ascultau muzică, care vedeau, mă rog, într-una din filiale am organizat noi un loc în care se pot viziona filme, se pot discuta cărțile în baza cărora au fost făcute filmele. Avem foarte multe colecții speciale despre care vă pot vorbi, diapozitive, avem albume, timp hărți, manuscrise. Și putem vorbi tot ce vă doriți dumneavoastră, cum să nu. Ele încă n-am reușit noi să le cuprindem pe toate în programele și proiectele noastre ca să le facem cunoscute. Și cred că acum puțin online-ul ne-a cam stricat planurile, dar încercăm să ne adaptăm. Revenind la, iată, în fapt, ceea ce faceți dumneavoastră, ce înseamnă să lucrezi într-o bibliotecă? Ce înseamnă să fii bibliotecar? De ce bibliotecar? De ce să faci PR, să lucrezi pe zonă de proiecte într-o bibliotecă? Mă întreb pe dumneavoastră. Ce atrage? Pentru că realitatea mi-aș dori eu să fie alta. Încă neglijăm investiția în ceea ce înseamnă zona culturală. Suntem departe, la lumină de anumite țări la care ne raportăm, dar mai mult nu încurajăm pe oameni, pentru că oricâtă bază materială am avea, dacă nu investim în resursa umană, nu avem nimic. Poți să ai un studio de 500.000 de euro, dar dacă nu ai oameni, lucrurile nu se schimbă. Așadar, de ce un asemenea drum? Ce v-a determinat pe dumneavoastră? Eu provin tot din zona de carte, deci nu am fost, eu știu, lucrat la o firmă de advertising și am nimerit la bibliotecă. Deci tot personalul din serviciul nou creat are 10 ani, de când a fost introdus în organigrama bibliotecii, o să vi se pare ciudat, dar să știți că noi tot informații livrăm. Doar că în altă formă. Corect. Lumea crede că facem, da, sunt activități. Și un atelier de origami este tot o informație. Sunt cărți de origami cât în cap, la free, liber. Și pot fi și împrumutate de la bibliotecă. Dar ei preferă să vină la bibliotecă. În plus, trebuie să ne gândim că oriunde am merge, în orice localitate, în orice județ, orice activitate de acest gen, ateliere de acest gen, sunt contracost. Noi trebuie să spunem acest lucru, e important. Sunt contracost, un părinte care are 3 copii, dacă îmi cere 10 lei pentru fiecare copil, deja ar fi o problemă. Noi ne străduim și să știți că nu se cheltuiesc bani enorm de mulți bani, sunt sume atât de mari pentru a face aceste ateliere. Există foarte multă lume dornică să facă voluntariat, pentru că lucrăm cu specialiști din diferite domenii, studenți, chiar și elevi, care au abilitate și vor să o dea mai departe, instituții și mulți dintre ei chiar au venit ei și ne-au spus că aș vrea să fac un atelier gratuit pentru copii, aș vrea să fac, sau dacă le-am cerut noi ajutorul, cum e cazul universităților, da, sau a, mă rog, a academiei, niciodată nu am fost refuzați, sau să fim condiționați, eu știu, de o sumă de bani. Foarte important, ați punctat dumneavoastră, dragi prieteni, biblioteca vă pune la dispoziție gratuit ceea ce are. Să ne gândim că poate, cum ați spus și dumneavoastră, pentru unele familii și să ai 3 copii și să știi că 30 de lei trebuie să îi aloci pe lună, să spunem, dacă ar fi o taxă, deja înseamnă ceva. Ori acești oameni oferă din suflet ceea ce fac și biblioteca e la bun public oferit dumneavoastră. De ce biblioteca? De ce universul cărților, doamna Munteanu?
Eu aș putea spune că dragostea asta mi-a insuflat-o mama, care a fost o bibliotecar. Și se spune că la început, când eram copil, eram chiar puțin invidioasă pe cititorii care pășeau pragul filialei. Mama era bibliotecar la o filială din Tătăraș și o îndrăgiseră atât de mult, și nu doar copiii, vorbesc de la cei mai mici până la cei mai mari, și interacționau cu atâta drag cu ea, iar mama comunica atât de ușor și nu se simțea câteori de puțin obosită în preajma lor, deși programul era destul de greu și era singurică în filială. Și cred că și felul în care ești. Mie îmi place să interacționez cu oamenii, îmi place să fiu în folosul lor. Și cred că mai toți colegii mei au aceste trăsături. Fiindcă dacă nu ești așa, nu poți afla în primul rând ceea ce și-ar dori. Nu poți oferi informația, cartea, serviciu potrivit cerinței lor. E o chestie pe care eu o trăiesc uneori acum că sunt puțin separată de relații cu publicul, fiindcă eu am lucrat foarte mult la relații cu publicul, în care simt nevoia să mă încarc de acolo, din mediul locul, din locul, am lucrat foarte mulți ani la secția de copii. Există o încărcătură a publicului care vine, care zâmbește și mulțumește și te simți util că a plecat cu niște informații care au dus la realizarea, eu știu, a lucrării, eventual a găsirii unui job, a rezolvării unei probleme, eu știu, de comunitare de nivel internațional. Avem un serviciu comunitar în care chiar vis-a-vis de legislație, da, colegii noștri îi pot ajuta. Serviciu bibliografic, care îi pot ajuta cu referințe bibliografice, cu modul în care să structureze o lucrare de licență și așa mai departe. Adică nu doar servicii obișnuite de împrumut la domiciliul a cărților sau... Și toate sunt gratuite. Și utile. Nouă ne place să credem că, cel puțin tuturor utilizatorilor care ne-au pășit pragul, le-am fost de folos. Și cred că le suntem de folos din moment ce frecventează și ne-au căutat în perioada stării de urgență și s-au oferit să respecte orice regulă. Doar să poată veni la bibliotecă. Dar au și acceptat faptul că nu puteam împrumuta în acel moment. Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi are un specific aparte. Poți avea acces direct la raft. Eu vă mărturisesc, copil și apoi licean, pentru mine era ceva fascinant să pot intra în bibliotecă, respectând cartea, bineînțeles, mă certam cu cei care poate n-aveau grijă de cartea respectivă, dar era ceva fascinant. Clar că luam câteva cărți acasă, dar petreceam 2-3 ore pur și simplu mergând spre zona... Să știți că nu s-au schimbat De asta și spun, e ceva aparte. Da. Mereu am simțit, bun, biblioteca Mihai Eminescu, acolo te duci, ești student, ești cercetător, ești profesor, te-ai dus, ți-ai făcut documentarea. Care... Întotdeauna mi s-a părut că e o lume aparte, un univers în care, cum a spus și dumneavoastră, te relaxezi, te încarci cu un tip de energie și energie pozitivă. Păi ăsta e și scopul nostru, până și ambientul și modul în care sunt așezate modulele, rafturile și așa, încearcă să creeze un spațiu de relaxare. Ludoteca, spre exemplu, cred că este cea mai cerută în ultima vreme și cu cea mai mare părere de rău, aproape niciunul dintre bibliotecarii care lucrează acolo nu pot spune că, știți, vă putem deservi din colecția ludotecii, dar nu vă putem lăsa să staționați. Nu depinde cadrei, de dumneavoastră. Fiindcă acolo veneau părinți cu copii, aveau câte 3 copii și se așezau și le citeau povești. Adică era, la un moment dat era neîncăpătoare. Noi ne-am dorit un spațiu mai mare, dar am reușit măcar așa cât de puțin să o facem frumoasă, spunem noi, și călduroasă. Și plină de jucării. Și plină de jucării. Așadar, dacă, repet, vom trece peste această situație dificilă, deși
avertismentele și reiterez, cum am spus de-a lungul ultimilor ediții, oameni buni, COVID-ul ucide. Poate cuvântul este dur. Sunt peste 10.000 de infectări în România astăzi. ATI-urile sunt pline. Haideți să respectăm regulile. Așa vom trece, așa vom putea merge cu ai noștri copii la ludoteca bibliotecii județene Gheorghe Asachi. Să intrăm să ne ducem la periodice, la colecțiile speciale. Vorbeam și iată în ultimii ani acest festival Teodorenii și aș vrea să discutăm. El a devenit așa un punct de atracție, e un moment important în viața urbei noastre. Anul ăsta suntem la ediția 8-a, nu? A 7-a. Ce presupune, cât de important este să ne întoarcem la înaintaș? Pentru că spuneați dumneavoastră și de acest concurs, iată, provocați cititorul să scrie unuia dintre cei care au pus bazele, au pus umărul la istorie, la ceea ce înseamnă Biblioteca Județeană. E important să ne întoarcem la înaintașii noștri, la oamenii care au făcut ceva. Iar Teodorenii, în general, acest nume are rezonanță. Sunt legați insolubil de Moldova și de Iași în special. Tocmai de-aia au și fost aleși. Au fost și aleși ca emblema, să spunem că este până la urmă activitatea cea mai importantă a bibliotecii. Nu ne place. Și am uitat să spun că celebrul concurs Cămara lui Păstorel va avea loc și anul ăsta, dar într-un alt cadru. Va fi inedită. Da. Exact. Școlile care de obicei, liceile cu profil, da, care au ca profil industria alimentară, ne-au întrebat de concurs, am spus că din păcate nu putem să-l facem și ei au insistat să îl continuăm, să oferim continuitate și astfel că concursul se va, concurs în ghilimele, se va numi Cum am învățat să fac zacuscă sau conserve. Da. Va avea loc prin Zoom și pe rând vom da legătura la fiecare din cele 4 licee. Nu vom da premia anul acesta, dar cred că va fi un fel de ghid de pune practic, de schimb de experiență. Pentru că, bun, Păstorel, da, Teodoreanu, un mare gurman, da, și un mare iubitor, exact, de ceea ce înseamnă gastronomie. Când va avea loc? 8 și 9 decembrie, exclusiv, da, online. Exclusiv online, asta este realitate. Vom avea lansare de carte, cum vă spuneam, câteva conferințe, toate vor fi înregistrate cu invitați care vor vorbi atât despre înaintașii istoric bibliotecii, cât și despre Iași în general. Vom avea înregistrări cu colegii ai noștri specialiști în carte veche care vor vorbi despre valorile de patrimoniu ale bibliotecii. Vor fi lansate și revistele, două numere. Mai avem, în afară de cele 4 concursuri, noi mai avem încă 2 proiecte, Poemele Iașului și Poveștele Iașului. Cărțile sunt în lucru acum, au fost selectate lucrările elevilor care vor fi incluse în aceste volume. Îi facem autor la clasa la 11 ani, poți să fii autor într-un volum cu ISBN. De ce? Nu este de aici, de acolo. Și încurajăm prin aceste concursuri creativitatea și, bineînțeles, cunoașterea Iașului, pentru că asta, după nume, poeziile trebuie să fie... Să fie pentru Iași, iar în cazul prozei, acțiunea eventual să se petreacă undeva în zona județului Iași. Cât le datorăm și cât de important este să mereu să ne întoarcem la cei care au contribuit în bine la a funda instituții, pentru că dincolo de zbuciumul celor 100 de ani, oameni de anvergură, oameni care astăzi, iată, prin dumneavoastră sunteți contemporanii care duceți povestea și viața bibliotecii mai departe. Cât de important este să le readucem în prim plan și să arătăm, pentru că aveți un rol major în a forma tânăra generație. Practic, la dumneavoastră... Modele. La dumneavoastră, exact, la bibliotecă, îl puteți cunoaște pe cel plichindel care poate în clasa întâia și să vă întâlniți cu el când, nu știu, își va termina studiile universitare. Dar aveți o mare responsabilitate din acest punct de vedere. Păi, exact. Prin serviciul proiecte și programe culturale încercăm să le schițăm. Dacă, eu știu, prin contactul cu diverse personalități din diverse zone ale cunoașterii,
pentru a-și regăsi propriul model, de a-și, eu știu, de a se identifica cu acea persoană, de la care poate învăța. Acum, fiindcă m-ați provocat, mi-am amintit de un moment în care copiii se întâlneau cu autori ieșeni și pe atunci eram la Serviciu Programe Culturale și eu și am mers cu domnul Stancu, care a început să le povestească copiilor cum a început el și a scris. Valeriu Stancu, să spunem, scriitor, fost director al bibliotecii. Fost director de specialitate al bibliotecii noastre și unul din copilași, cred că era prin clasa a doua, după ce s-a terminat interacțiunea, s-a dus încă dumnealui și i-a arătat un caietel în care el a scris acolo ceva și a zis, aș vrea să vă uitați dacă am scris ceva interesant și vreau să vă întreb, când ați publicat cartea aia pe care ați scris-o când erați mic? Deci a fost pentru mine, cel puțin, nu mai vorbesc, domnul Valeriu Stancu, care a rămas atât de impresionat că nu reușea să-i răspund. Zice, măi, dar ce mititele ești? Ce tot ai? Eu cred că sunt cam ca dumneavoastră atunci. A prins un curaj copilul respectiv, ulterior a scris în revista. Atunci aveam ca o revistă în care scriau copiii la sfârșit de an și erau tot așa premiați. Iată, apropo de modele. Modele, prietenii, sau întâlnire povești. Cu poliția română sau cu cei de la direcția sanitară, unde au învățat să dea primul ajutor. Ei doar prin contactul ăsta direct cu oameni care salvează vieți, care ajută la ordinea și siguranța populației, își văd viitorul job și își creează modele. Na, cu părere de rău, eu mereu sper să avem un sediu suficient de mare unde să putem organiza activități simultane, nu doar cu copii. Nu doar cu copii, mă raliez, eu o spun în calitate de jurnalist și o spun tare, nu am nicio apartenență politică, nu mă interesează, dar de atâția ani faptul că nu am reușit să oferim un sediu, un sediu Bibliotecii Județene Gheorghe Arsache, drageșeni, pentru că vorbim de comunitatea noastră, dragi români, aici se formează oamenii care mâine vor activa în vari domenii. Nu mai întorc și la nevoia de a reuși reabilitarea și restaurarea sau poate un nou sediu, deși știu că e vorba de reabilitarea filarmonicii. Că vorbim de Iașiul cultural, vorbim de capitala culturală a României. Capitala culturală a României poate trăi prin nu doar ce s-a întâmplat în trecut, ci prin ceea ce se face pentru viitor. Simțiți presiunea digitalizării? Pentru că astăzi toată lumea vorbește că e instituție, că ajungem la, nu știu, serviciu în pașapoarte sau ne ducem oriunde, totul digital, tot interacțiunea să fie cât mai rapidă și dacă se poate să nu în fața unei persoane. Biblioteca, în bibliotecă se simte această, oarecum, această presiune? Nu. Noi întreb... chiar nu o resimțim, fiindcă noi suntem prieteni cu tehnologia și tocmai asta ne-a ajutat, eu știu, poate ca instituție să fim puțin mai vizibile în această perioadă mai grea. Aș reformula, mă refeream la dorința oamenilor de a sta doar în fața unui calculator și de a citi poate extrase din anume ziare, o carte să o citească, să poată veni la bibliotecă, să stea la sala de lectură, nu cu cartea în mână, ci să stea cu tableta în față. Dar pot face acest lucru. Dar știu că o pot face, dar vorbeam de... Întrebarea era legată de ce am discutat înainte. Pentru că eu nu pot citi o carte având o tabletă în față. Nu pot. Avem nu și pot. Pentru cei care cu vor siguranță. Să citească. Pentru asta spuneam că nu sunt investiții. Se simte această presiune a publicului? Nu, mi se par foarte încântați de posibilitatea de a veni la bibliotecă să citească de pe un e-book reader. Cred că rolul bibliotecii este până la urmă pe lângă partea de informare, cultură și de socializare. Oamenii vor să fie, să se întâlnească într-un loc, să discute, să
Eu nu vreau să mă gândesc decât la un singur lucru, să ajung să fac un club al crescătorilor de grădinarilor de trandafiri albaștri. Vă dau o chestie absolut la întâmplare, în care oamenii să vină să discute despre trandafirii ăia, cum pot să-i țină în viață, cum pot să-i îngrijească, pentru că internetul nu face decât să te amețească și mai mult. E atât de multă informație, este foarte greu să o sortezi. Căutam într-o zi o rețetă, vă dau un exemplu. Da. De castraveți, de murături, mărețul Google într-o 3 secunde mi-a dat 1.600.000 de rezultate. Am început să mă uit la prima, la a doua, la a treia, să știți că difereau. Într-una era apa clocotintă, într-una apa rece. Și atunci, într-una o lingură de sare, într-una două. Și atunci, la sfârșit, eu ce fac? Am rămas și fără murături. Da. Deci cam asta este... o carte care e scrisă de un... certificat. Nici nu știi pe care să-l... bloggerii ăștia de bucătărie sunt câtă frunză și câtă iarbă. Dar eu nu știu. Poate eu știu, poate eu am mai umblat, dar cineva care nu a mai luat contact cu genul acesta de blogger, s-ar putea să gândească, dar de unde știu că ăla este, care e mai bun, ăla sau ăla, să nu dau nume. Da, acum, acum cred că am și un exemplu, nu foarte recent, dar atunci când lucram la relații cu publicul, am întâlnit un tătic care avea un copii, referatele, acele minunate referate, care trebuiau făcute de pe zi pe alta. Și el voia neapărat niște informații rapide de pe internet. Pe atunci nu prea, nu toată lumea avea calculator și biblioteca era un loc ideal. Noi, ca specialiști, bineînțeles, ne-am repezit la cărți. Am pornit de la dicționar să vedem ce înseamnă acel termen. Corect. Îl dezvoltăm și mergem din amănunt în amănunt până când ajungem la dezvoltare. Și scoatem o carte, din punctul nostru de vedere, perfectă pentru tot ce avea copilul descris. Îi propunem să mai și scaneze câteva imagini din cărți, ca să... cred că și tema o știu, ecosistem. Da? Și din lui spune, Doamne, dar nu-mi dați atâtea, că eu nu am timp să citesc, eu vreau ceva de pe internet. Zic, uitați, haideți puțin să ne uităm pe internet. Pe atunci nici măcar căutarea nu era atât de, rafinată. Și era foarte greu, trebuia să citești aproape fiecare articol, care era în general anonim, și nu puteai să te încrezi că informația e corectă sau nu. Și știu că l-am convins doar în felul următor, după ce a citit câteva rânduri că nu are timp, am zis că vă rog frumos, uitați-vă puțin, citim definiția din DEX. Ce înseamnă ecosistem? Citim ecosistem. Acum mergem la cartea pe care v-am dat-o și o puteți împrumuta la domiciliu și puteți scrie toată noaptea. Pe atunci, mă rog, nu trebuiau neapărat termenul redactat. Se uită, înțelege, înainte de el, înțelege copilul. Tata, tata, este perfect ce mi-a dat doamna. Ia cartea, te rog frumos. Deci, da, sunt și reticenți, vor să utilizeze mai mult, li se pare. Dar important este să ai capacitatea de a-i convinge că varianta pe care o oferi tu e mult mai sigură, mai clară, mai precisă și chiar mai bogată, din care el poate lua mai mult sau mai puțin, depinde ce își dorește. Menționați dumneavoastră, și asta am trăit-o și eu. Mergeam la bibliotecă, intram în dialog cu doamnele bibliotecari, cu bibliotecarii. Lucrurile erau altfel, nu era pur și simplu un loc unde mă duceam, mă luam să de pe rac. Contează această atmosferă, e important. Bun, da, e multă energie pe care o alocați dumneavoastră, pentru că într-o zi, să spunem, într-o zi normală, avem foarte mulți cititori, cu foarte multe idei. Nu e ușor. Trebuie spus. Nevoi, dar și cu stări emoționale mai bune sau mai puțin bune, mai răbdători sau mai puțin, și în general oamenii au devenit nerăbdători, dacă în cazul, eu știu, unei cozi la care stai să cumperi un produs alimentar, e una, știi precis din care gamă sau așa. Când e vorba de o informație, de o carte, de un autor, trebuie să ai puțină răbdare, fiindcă tu îți dorești să rezolvi o problemă, nu doar să
Adică noi, în general, specialiștii nu dorim de a vinde niște cărți, deci de a da niște cărți acasă acolo, care îți pot folosi sau nu și să bifezi acolo un număr de împrumuturi, documente. Nu, noi ne dorim ca ulterior acel cititor să vină și să spună că și-a rezolvat problema și să capete încredere în specialistul care a stat în fața lui și l-a îndrumat. Eu zic că în mare măsură reușim. Din moment ce vin cu atâta încredere și mulțumesc de cele mai multe ori, eu văd că relația utilizator-bibliotecar a rămas neschimbată în timp. Nu neapărat, nu mai sunt atât de mulți, dar utilizează la distanță. Chiar și catalogele noastre sunt de folos. Noi vrem să facem multe lucruri, dar iar ajung la sediu. Dacă am avea un sediu, am putea avea niște îmbunătățiri foarte bune, tehnologice vorbind, pentru a avea servere și așa mai departe, în care poți să stochezi informație organizată de specialiști care lucrează în bibliotecă și care abia așteaptă să facă chestia asta. Da. E greluț. E foarte greu și suntem restanți din punctul ăsta de vedere pe zona culturală. Dar aștept un răspuns la dumneavoastră pentru că faceți parte din ceea ce înseamnă zona culturală educațională. Mai merită să investim într-o carte? Într-o instituție care să aibă un rol, iată că mulți dintre prietenii noștri cred că știau, dar mulți au aflat, biblioteca nu e doar un loc unde te duci, ți-ai luat o carte, ai plecat acasă, dacă o citești sau nu citești, biblioteca este un loc viu unde te poți educa, poți primi educație, trebuie să spunem acest lucru. Ori, astăzi simțiți că societatea își mai dorește să susțină A fost o perioadă în care, cred că societatea... Să vorbim, să nu generalizăm, da, dar nu, încercăm să nici să... Da, nici să... Aruncăm, localizăm, exact, da. Să... Eu cred că au înțeles majoritatea oamenilor că au nevoie de un loc, de oameni care să-i îndrume în primul rând, fiindcă în vastitatea actuală de informații nu mai știi la un moment dat nici ce, de unde ai pornit, ai dorit ceva și ajungi în altă parte. Copiii nu mai vorbesc, copiii nu pot gestiona atâta informații, de asta au apărut și calculatoarele, nu? Fiindcă un om normal nu poate asimila toată informația umană și atunci au apărut bibliotecile. Mai întâi au tezaurizat documente scrise. Dar ele tezaurizează orice tip de informație, pe orice tip de format. Electronic, audio, video și așa mai departe. Eu cred că chiar această stare de urgență și de alertă, într-un fel nouă, bibliotecilor ne-a făcut bine. Fiindcă ne-au redescoperit oameni care poate... nu și-au mai făcut timp să ajungă pe la noi și să vadă cam cum am evoluat și că nu mai suntem doar o arhivă acolo de documente și n-am fost nici în anii 80, nu era biblioteca tot la fel, era un centru de formare și atunci se făceau activități culturale și atunci erau tot felul de proiecte, numai că altfel organizate, acum avem servicii speciale care într-adevăr încearcă să penetreze să nu spunem chiar piață de non-utilizatori, avem niște terminologii fiecare specifice și profesionale, dar oameni care ar dori, dar nu-și fac timp sau n-au aflat niciodată ce este o bibliotecă, poate social, nici nu îndrăznesc sau nici nu știu că serviciile bibliotecii județene sunt gratuite, nu costă nimic, nici să te înscrii, nici să le utilizezi. Te costă să fii respectuos, te costă să... Trebuie să fii doar îngrijit. Îngrijit și să fii, să înțelegi că oamenii de acolo sunt în sprijinul tău, în ajutorul tău. Cum vedeți biblioteca așa? Să spunem, dacă am putea să vorbeam cu, iată, vorbeam și cu domnul director, literatura fantasy acum e, și știu că biblioteca e la mare căutare când e vorba de literatura pe zona fantasy,
Cum vedeți dumneavoastră evoluția bibliotecii în viitor? Pentru că, iată, peste noi vin lucruri noi, se schimbă și cu o rapiditate amețitoare. Unele lucruri care se schimbă, nici nu le mai înțelegem. Dar biblioteca, cred că, e părerea mea, dar vreau să o aflu și pe a dumneavoastră, totuși trebuie să rămână și va rămâne exact așa cum o povestiți dumneavoastră. Peste 100 de ani? Cred că va fi accesată cu un dispozitiv VR, da, în care va fi o aplicație și un bibliotecar virtual, dar în spatele acelui bibliotecar virtual vor sta tot bibliotecarii fizici, care vor avea alte abilități și probabil că vei putea vizita biblioteca prin acel dispozitiv de realitate virtuală, vei intra printre rafturi, vei vedea cărțile și vei spune, mă rog, da, în genul acelor boxe inteligente cărora le spui, Alexa parcă o cheamă pe cineva. Da, fai mai Alexa, așa, da, vreau cartea Ion, iar Alexa să-ți spună, este în semestrul 2, acum îți recomand mormăieții. Da. Așa oare să fie? Eu tare mi-e frică că o să fie chipuri, da? Poate eu sunt puțin mai nostalgică, să spunem, și m-aș păstra, eu știu, formă mai artistică și aș vedea biblioteca ca o caracatiță care își întinde tentaculele și cu un centru miez plin de experți care gestionează tot felul de informații, care le pun la dispoziție și sub formatul ăsta, dar și cu ajutorul oamenilor care comunică în continuare și care luptă ca oamenii să socializeze și să se vadă. Exprime, și să schimbe idei. Să... Prin foarte, foarte, foarte multe filiale în toate cartierele în care, nu știu, dezvoltatorii care ridică acum blocuri în diverse cartiere, mă rog, au pus, da, la dispoziție niște spații, da, cu titlu gratuit pentru noi. Cred că eu poate visez mai mult. Dar... Gândiți foarte bine, nu visați, și asta ar trebui să fie o realitate, pentru că, repet, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, Iași, dragi prieteni, este o bibliotecă vie cu oameni, iată, avem doi dintre oamenii care slujesc Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași. Mai avem câteva minute. Ce mesaj transmite bibliotecarul, omul bibliotecii, către cei care se vor întoarce? Cei care poate astăzi spun că dai mai ușor să citesc un e-book, e mai ușor să, nu știu, dumneavoastră sunteți optimistă cu virtual reality, eu cred că va fi ceva implantat acolo și nici asta măcar atât. Asta voiam să spun, dar peste 1000 de ani. Peste 1000 de ani, probabil la naștere se va implanta un chip cu absolut toată știința lumii. Și atunci vei putea să o accesezi. Nu știu dacă ne va permite creierul nostru. Probabil se vor face mutații și la creier. Să sperăm că nu, eu nu mi-aș dori să trăiesc acele momente, dar în fine. Mie îmi place să cred că fiecare om ar trebui să-și organizeze mintea doar să fie învățat și să fie individ în continuare, cum suntem până în momentul prezent, zic eu. Așadar, mesaj pentru cititorii fideli și pentru... Poate astăzi, în această oră, am mai convins încă 10, 20, 30 de persoane care nu au mai fost des la bibliotecă să vină și mai des la bibliotecă. Ce le spunem cititorilor? Pentru că mereu biblioteca a ținut să transmită aceste mesaje. Nu s-a putut fizic, s-a putut, iată, cu ajutorul tehnologiei. Merită să alegem Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi. Eu le-aș spune să aducă copiii la bibliotecă de la 6 ani, pentru că la 18 sigur nu va veni singur. Eu le-aș spune tuturor ieșinilor și nu numai, veniți la bibliotecă, fiindcă pentru oricare dintre voi avem sigur câte un serviciu sau câte un, eu știu, o informație care v-ar folosi pentru dezvoltarea voastră ulterioară sau actuală. E clar, garantat, și vă spun, astăzi am avut doar doi dintre oamenii minunați ai bibliotecii și oameni care iubesc cartea. Dar finalul să fie, dacă reușiți dumneavoastră un minut, de ce să citim? De ce să iubim cartea? La ce ne ajută să citim? Pentru că prea des astăzi unii folosesc, dar la ce îmi folosește, dar când văd că... De ce aș citi eu? O observați și dumneavoastră. Vreau să
arătăm că tocmai dacă citesc, am șanse. Păi, dacă mai citesc, gândesc mai mult, visez mai mult. Apropo de motoul bibliotecii, găsit și realizat de unul din cititorii noștri într-un concurs pe care l-am organizat noi și, în primul rând, eu cred că o carte citită, mai multe cărți citite și tot ceea ce citim ne face să gândim, să raționăm și să structurăm mult mai bine informațiile pe care le înmagazinăm sau nu, sau le folosim pur și simplu, dar care ne conferă capacitatea de a ne adapta mereu situațiilor pe care le întâlnim zi de zi. Ori, dacă pur și simplu nu citim, eu zic gândirea și raționamentul un pic dispare și ne lăsăm duși... Manipulați, controlați. Manipulați, exact. Așadar, trebuie să citim. Trebuie să citim. Eu aș merge pe partea practică. Dacă citești seara, vei avea un somn mult mai relaxant. Da, aviz celor care suferă de insomnii. Citind o carte îți dezvăluie lumi la care, în normal, nu ai avea acces. Da. Și bineînțeles să nu uităm că îți dezvoltă gândirea critică și combate ignoranța. Dezvoltă creativitatea. E clar. Îmbogățește. Și sunt zone pe care le-ați spus dumneavoastră, care trebuie să fie prezente în societatea noastră și această pandemie, dragi prieteni, vă poate extrage din zona conspirațiilor și a manipulărilor dacă punem mâna și citim, căutăm, apelăm la da, oameni care nu manipulează, bibliotecarii nu sunt niște oameni care încearcă să-ți impună, ci tocmai este un mediu deschis, open. Mergem pe recomandări. Exact, unde te lasă să alegi, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, accesul liber la informație și organizată, din care tu îți selectezi și îți iei ceea ce trebuie. Organizată gratuit. Poți pierde timp. Mulțumesc frumos, Carina Munteanu, director adjunct de specialitate Biblioteca Județeană Gheorghe Sachi, Mihaela Morariu, șef serviciu proiecte și programe culturale Biblioteca Județeană Gheorghe Sachi, cu mare drag, cu mare plăcere, alături de dumneavoastră, menirea noastră și mass media, cred că suferă, așa o spun eu. Atunci când e vorba de a încerca să scoată în prim plan și lucrurile bune. Eu știu că zona de gossip, zona de breaking news, de senzualitate, ca să fiu elegant, așa atrage, dar și această zonă e importantă. Dacă sunteți tineri, dacă sunteți părinți care acum ne-ați urmărit, adulți, ați văzut cheia acestui dialog. Tocmai de aici pleacă poate și a trece mai ușor prin acest moment dificil. O criză e cu mai mare ușurință trecută dacă investim în educație, oameni buni. Și atunci când vă gândiți la Japonia, Coreea de Sud, Finlanda sau alte state pe care le dați ca exemplu, gândiți-vă acea societate cât a investit în educație. Cartea nu doare, cartea te ajută. Iată, argumentele au fost oferite de profesioniști dumneavoastră. Aici se încheie această ediție. Mulțumesc frumos că ne-ați urmărit. Mulțumesc frumos din stânților doamne care au fost în platoul BZI Live. Asigurăm Biblioteca Județeană Gheorghe Sachi de parteneriatul nostru. Scopul acestor ediții, ele trăiesc pentru că putem prezenta și avem amabilitatea acestor oameni de a fi prezenți în platoul BZI Live. Te salut, Ștefan Mardare, îl salut pe colegul meu, Raluca, îl salut pe, iată, și pe Dumitru Șerban, te salut, ca să spun doar câteva nume, îl salutăm pe domnul director Dan Dobu și mulțumim frumos pentru că de fiecare dată a fost deschis și ne-a înlesnit a promova lucruri care, într-adevăr, merită, dragi prieteni, contează și rămân. După amiază, spre seară plăcută în continuare, mai bine, la revedere!